Săptămâna aceasta, Colegiul Național Petru Rareș, Suceava, este foarte bucuros pentru că are oaspeți speciali Academia Europeană Otzenhausen și toate țările cu care suntem parteneri de câțiva ani, și anume Finlanda, Germania și Italia. Proiectul este foarte actual, foarte important, și anume dezvoltare durabilă. În această săptămână, elevii străini au lucrat împreună în grupuri mixte asupra acestei teme. Yes, so we here started with the second phase of the topic sustainability. So we talked about consumption and about water, also water consumption, and we had different workshops. The students should work on their own to find out information and to present it to the group. They made a lot of posters and also PowerPoint presentations, and we are really happy because the four nations work together very, very good, because sometimes it's very difficult to work in different languages, but it worked very well. Anti a vorbit despre participarea dumnealor în cea de-a doua fază a proiectului Erasmus al Uniunii, sponsorizat de Uniunea Europeană prin Academia Otzenhausen. E bucuroasă că a întâlnit aici elevi din toate cele patru țări lucrând împreună pe teme ale sustenabilității. I mean, it's always quite difficult if four nationalities come together. They do have different language skills, different language knowledges, as well with the content. So there had been some students beforehand in Otzenhausen, some have not. So it's quite difficult to come together, also with different intercultural competences. So, but if you keep all these aspects together, it was really fantastic what they did. So they did fantastic posters, fantastic content, and I mean, we will see the projects they develop for their own everyday life. So. A fost dificil, nu numai prin prisma faptului că au venit copii din țări diferite, dar și tema proiectului a fost una destul de complexă, însă lucrurile au arătat foarte bine, temele pe care le-au prezentat, concluziile, postele pe care le-au făcut copiii, dovedesc că activitatea a fost una de succes. Care e lecția numărul 1 învățată de copiii ăștia după acest proiect? What is lesson number 1 that our kids learned from this project? Lesson number 1. So the first thing they learned from this European project. It's that Europe is quite small. People can live together in peace without any borders, and I think this is one of the most important aspects we want to give them with when they go home. That European Union means peace, living peaceful together. Of course, to discuss, to have different ideas of what Europe looks like or how solutions can be made. But in general, it's possible to talk and not to fight. Da, mesajul, lecția numărul 1 care am învățat-o copii a fost că Europa este mică, ei pot trăi împreună în condiții foarte în regulă. E un mesaj de pace, un mesaj de bunăstare și înțelegere. Prima lecție.